Municipalitatea investește circa 12 milioane de euro în construcția 5 blocuri de locuințe pentru persoane provenite din medii vulnerabile. Astfel că, în cursul zilei de astăzi, primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, a mers în teren pentru verificarea debutului lucrărilor. Am aici unele dintre cerințele care trebuie să le îndepliniți. Văd încălzire și răcire în pardoseală, inclusiv prepararea apei calde pentru consum menajer se va realiza prin pompe de căldură, panouri fotovoltaice sunt prinse, corbul de iluminat cu LED, exact. Sistem inteligent de contorizare și monitorare a energiei, sistem inteligent de iluminat public în parcare, toate astea sunt prinse și le aveți în plan, da? Sigur. N-a intervenit nimic care să... Sigur. Da. Un nou proiect foarte important se află în acest moment în curs de dezvoltare și anume construirea 5 blocuri de locuințe pentru tinerii din categorii vulnerabile. Este o prioritate a primarului municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, de a susține tinerii și persoanele greu încercate, aceste proiecte inițiate fiind doar în beneficiul acestora. Este o investiție extrem de importantă, în primul rând pentru tinerii până în 35 de ani, cei care au probleme cu locuințele, cei care nu au în acest moment o locuință. Sunt câteva condiții pe care trebuie să le îndeplinească cei care vor o locuință în aceste blocuri ce se vor construi în perioada următoare și îmi permite să spun că sunt destul de complexe. În primul rând, trebuie să facă parte dintr-o comunitate vulnerabilă. Vorbim aici de cei care au fost crescuți nu de părinții lor, au crescut în orfelinate sau cei care au fost crescuți de asistenții maternali. Ei au prioritate, dar nu numai ei. Cei care au să aibă venitul pe membru de familie mai mic decât salariul lunar mediu pe economie, nu deține și n-a deținut până acum o locuință, sau acei tineri care sunt la început de drum și locuiesc cu părinții, cu frații sau în locuințe supraaglomerate. Vorbim aici de apartamente extrem de interesante. Vom construi apartamente cu consum de energie aproape de zero. Și aici, spuneam și mai devreme, sunt locuințe de tip NZEP, deci cu consum redus de energie. Vor fi dotate cu încălzire și răcire în pardoseală, inclusiv prepararea apei calde menajere, care se va da prin pompe de căldură. Se vor monta panouri fotovoltaice deasupra pe acoperiș, corpuri de iluminat cu LED, parcarea la fel va fi iluminată cu LED. Sunt noile cerințe ale Uniunii Europene, pentru că sunt banii europeni cei cu care construim. Vorbim de 7 milioane de euro aici, când s-au început lucrările astăzi, dar lângă vom mai avea încă două blocuri ce vor începe în perioada următoare cu valoarea lor 5 milioane de euro. Deci în total 12 milioane de euro, avem 5 blocuri, 4 de apartamente și 1 de garsoniere. Noi încercăm să luăm o dispensă pentru că cu siguranță vom avea nevoie și pentru avem o problemă la nivel de primărie cu tinerii medici sau profesori care sunt la început de drum. Sunt medici care vin din Timișoara, din București, pe care noi, comunitatea, vrem să-i oprim aici, să ne ajute să muncească și au nevoie de o locuință. Vrem să luăm o dispensă, să le oferim și lor în aceste blocuri o locuință, să poată să plece cu dreptul în carieră și în viață și la același timp să ne ajute și pe noi ca și comunitate. Se vor construi 5 blocuri de locuințe, unul de garsoniere și 4 de apartamente cu 2 camere, cu un spațiu generos de locuit. Locuințele au ca termen de finalizare 24 de luni. După ce am finalizat cu succes etapa de proiectare, în momentul de față ne aflăm la debutul lucrărilor de execuție. Ele sunt planificate să dureze 24 de luni. Etapa se caracterizează în primă fază cu partea de organizare de șantier, branșamente la energie electrică, apă, canal, pentru organizarea de șantier, asigurarea accesului, urmând ca într-o lună de zile, maximorum, să începem efectiv cu lucrările de construcții. Pe amplasament avem 3 corpuri, corpul C1, C2 și C3. Așa cum vă spuneam, în 24 de luni ar trebui să fie finalizate, asta este termenul contractual. Targetul nostru este să finalizăm mult mai repede. Municipiul Drobeta Turnu Severin se află într-o continuă dezvoltare și modernizare, iar construcția blocurilor de locuințe pentru persoanele provenite din medii vulnerabile este un proiect de investiție foarte important.